dă-i, șefule, uite-l pe ăsta cu mine aici. Dă-i, dă, ai. Hai că rezist, dacă e. Aoleu! Astăzi o să văd dacă rezist 24 de ore în GTA 5 VR. În mod normal GTA 5 VR nu există, dar cu ajutorul unor moduri am reușit să facem șmecheria asta. Și astăzi o să vedem dacă pot sau nu să rezist 24 de ore în VR în GTA 5, pentru că cred că o să mi se facă rău. Deci cam așa e situația în momentul de față. Sper că totul se vede bine. Deci din momentul ăsta avem 24 de ore. Este ora 11 dimineața, vedeți acolo. Hai să vedem cum e viața, frate, mamă. Deci e foarte ciudat să mă joc GTA 5 în VR și sunt tare entuziasmat. Dacă vreți să mai vedeți content cu GTA 5 în VR, să-mi scrieți în comentarii, pentru că putem să combinăm VR-ul ăsta cu o grămadă de moduri pe GTA 5 și în același timp putem să combinăm și cu volanul să ne jucăm. E super mișto. Am stat vreo 4 ore ca să instalez modul ăsta pentru că este destul de dificil și pe lângă asta eu am vrut să și filmez și din nou face și mai dificilă situația, dar am reușit, așa că rupeți butonul de like și abonați-vă. Haideți să vedem cum e să conducem. Mamă, mamă, arată mețeala deja. Și cam așa arată în interior. Mamă, acum pot să observ și eu cât de proastă e grafica pe interior pe aici. Mamă, ia uite. Mamă, e că m-am lovit, e bine. Mamă, frate, cum arată totul pe aici. Păi ce să mai, hai să ne mișcăm. Șacalaca. Poți să sparg ăsta? Mersi. Ca să văd mai bine, nu de alta că e prea întunecat. Primul lucru pe care vreau să-l încerc este o cursă și nu una normală, uite una de-asta de motociclete. Hai să conducem până acolo, avem vreo 4 mile jumate. Și let's go! Mamă, cum se simte. Închipuiți-vă cum e să ne jucăm modul ăsta în 5M. Și dacă v-ați zice că chiar este posibil, cum vi s-ar părea? Chiar ar fi interesant, bă, să fac un episod de Mariusel în VR. Asta ar fi chiar next level de roleplay, de efectiv ești în joc. Scrieți în comentarii dacă credeți că o să rezist sau nu 24 de ore în GTA 5 VR, pentru că deja îmi e rău, sincer să vă spun, deja mă doare capul și probabil este din cauza că când mă uit în depărtare văd foarte mult pixel și nu știu, nu se mișcă la fel de smooth ca viața reală, dacă are sens ceea ce zic, și mă cam ia capul. Uite-i pe ăștia aici strânși la cursă. Pot să fac și o cursă cu voi? Mamă, deci am amețit total până aici. Lăsați-mă puțin să respir că am condus de zici că am condus câteva ore. Oi. Ia uite-ne pe noi cum venim. 3, 2, 1. Mamă, unde-s frate? Vai de capul meu, am și casca asta pe cap. Ok. Aici o să-mi vine rău. Ar fi vrut să-mi dau casca asta de pe cap, că mi se pare că acum am și mai puțină vizibilitate. Opa, opa. Ia, dădeți-vă, bă, de aici. Wow, alea se mișcă toată camera cu mine. Bă, deci e bine să voresc. Nu, că vomit. Unde sunt ăștia, fraților? Ce ați făcut, mă? Wow, ușor pe aici. Hai, bă, că ăștia se mișcă în slow motion. Ce faceți, mă? Uite că mă pot uita și cu spatele. Bă, cred că pot să și aștept. Adică la cât de greu se mișcă. Am noroc că nu e de aia cu sărituri. Am noroc că nu... Olă, ce era aia? Mamă, deci... Nu, de oricum mă vine rău. Chiar dacă nu e cu sărituri. Faptul că eu fac atâta camera stânga-dreapta, eu amințesc. Finish! Finish line-ul! Bine! Mă dare capul. Hai să-i dăm drumul la urmărire de poliție, a? Hai să-i dăm cu niște urmărire de poliție. Să vedem cât reușim să rezistăm urmăriți de poliție. Hop! Dacă vă vine să credeți, eu acum țintesc cu capul. Hop! Hop! Ia că îl țineți pe la... bine! Bine, mort! Deci eu țintesc cu capul, ca să înțelegeți. Ușor. Mergea mai bine o mașină. Opa, ia stai puțin că o mașină de poliție. Stați un pic, doamnul! Bă, stați mă, omoară ăștia! Oleo, doamne! Nu știu cum i-am omorât, dar i-am omorât. Hai că nu mi-au tras prea mult. Dă-i, șefule, uite-l pe ăsta cu mine aici! Ai. Hai că rezist, dacă e. O luăm pe aici.
Uite pe ăsta leșina lângă mine aici, doamne cum arată. Ce zici, Gogule? Mamă, cât o să mă obosească chestia asta. Câte am? 3 stele! What? Eu acum am văzut câte stele am. 3 stele am. Ah, nice. Frumos, frumos. Dați un pic, băieți. Bă, dar nu cotește deloc mașina asta, cred că am pană. Cred că am pană, chat. Uite-i, mă, cum vin. Bă, cât sunt în spate. Mamă, dar mă mărește unul cu motocicleta. Și nu e polițist. Oh! Mamă, m-a luat amețeala grav. Hai că-i dăm pe aici, în stânga. Și scăpăm. Hai că scăpăm. Ba da, scăpăm, scăpăm. Vaca, bă! Cine naiba a pus vaca aia acolo? L-a păscut cu vacile. Opa, punem aici o frână. Nu știu, știu unde cum să mă ascund. Îl pun aici. Aici cred că dau fail. Deci ori scap de poliție, ori mă găsește elicopterul. Vine o mașină de poliție. Am scăpat la mustață de poliție. Ia acum, dacă ies, efectiv nu mă recunosc. Nu mai mă recunoașteți? M-ați căutat până acum? Am înțeles. Mamă, cum arată mașina. Cam așa arăta mașina cu care am mers. Deci de asta nu coteam eu ca lumea, da? Explicația de ce nu coteam. Chat, cred că e vremea de club. Ia uite-l, mă. Salut, bro. Dă-mă și pe mine la club. O, ce bine să conducă unul în locul tău. A few moments later. $250. Ioi. Măcar am ajuns în oraș înapoi. Cât e ceasul? Aproape 11. Ora perfectă de club. Good to see you. Ia uite-l pe ăsta. Ia că vrea să se bată cu mine ăsta. Până acum zice că-s prietenul tău. Opa! Mamă, îmi dă ăsta un capac. Hop! Opa! Hopa! Bă! Bă, dă-te! Așa se face intrarea în club, guys, ca să înțelegeți și voi, da? V-ați speriat? Te-ai speriat cumva? Vrei să vorbești cu mine? Da? Pe cine suni? Pe cine suni, mă, n-auzi? Nu mai da telefoane când vorbesc cu tine. Salut! S-a speriat și ăsta. A, bă, că mergem acum în club. Toată lumea cel în club, da? Bă! Ai, mă, că am speriat lumea din club. Am speriat femeile, mă. Unde fugi, femeie? Că voiam să fac cunoștință cu tine, băi! Unde fugi? Că voiam să vorbesc cu voi. De 35 de minute am casca asta pe cap. Cât e ceasul? 4:15 dimineața. Oi, oi, oi. Cred că e cazul să mergem către parașută. Bine rău de la episodul ăsta. Neapărat, bă, deci dacă nu văd acolo peste 1500 de like-uri la episodul ăsta, e jale, guys. Înainte să sărim cu parașuta, hai să vedem cum e să și conducem un avion, de ce nu? Să ne vină și mai rău. Am venit să și pilotăm. Mă doare cap. A, e ușor, mă, cu zborul. Bă, dar cât de tare se vede. Bă, cât de mișto se vede. Oh my god. Ok. Cred că-mi vine să vomit. Ok, hai că merge cu aterizatul. Gata, chill. Gata, mă. Pilot de pilot, Henry Coanda, eu sunt. Am și pilotat, am văzut cum e. Hai afară. Acum vreau să mă duc la o de-asta de parașută. 7:30, fix în timp. Ne chemăm și noi un taxi. A venit momentul. Ne parașutăm în VR. Hai să vedem. Aoleu, doamne. Aoleu. Aoleu. Și unde trebuie să sar, mă? Cred că pe barca aia acolo roșie. Hai să vedem. 3 2. Aoleu, mă doare capul. Bă, vine să vomit, să să-mi bă piciorul. Mamă. Mamă cum e. Aș vrea să mă parașutez acolo. Hai că pot. Ia, ia.
Bine că sunt jucători de GTA 5. Fiți atentă că mi-iese. Hai că mai mi-iese dacă e. Ia, ia, ia. Hai că eram aproape. Băi, și eram așa aproape. Aoleu, cât de repede cad. Ia, ia, stați puțin că cred că am șanse. Nu-mi dau seama. Ia, ia, ia. Hai, 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 hai. Hai. Mamă, n-am mai înțeles nimic, mă doare capă. Nu? Cum? Unde am căzut? Bă! Hai, hai. Oh! Bun! Unde am aterizat? Mamă! Landing accuracy 100%. Bine! Uitați-vă unde am aterizat. Oh, ce zici, tată? Da, guys, cam ăsta a fost episodul. Țin să vă spun că îmi vine rău de tot. Să vomit. Acum am venit și mai rău de la barca asta. Hai să vă arăt cum arăt după 55 de minute de folosit chestia asta pe care. Deci e ora 12. Da, stau mai mult decât trebuie aparent. Așa arăt. Bine rău pe păr. Cam așa mi-arată părul. Mă, ce bine arată viața reală. Like dacă vreți să ne mai jucăm GTA 5 în VR. M-am dus. Vă pup. Like, subscribe.